Dar în rest a fost ok, pentru că nu este pentru prima dată. Ați avut emoții? Vă temeți de sânge, poate? Nu. Nu. Bun, sângele este și reprezintă viața și eu mă bucur dacă am putut prin această donație de astăzi să ajut pe cei care au nevoie de acest ajutor și ar fi bine ca cât mai mulți oameni să vină în ajutorul celor care sunt în dificultate, celor care au nevoie. De ce grupă de sânge aveți? Întrebați-mă de ce ei acolo știu. Una bună. Ați donat sânge? Anul trecut am participat la acest eveniment, care este unul deja anual. Și înainte de asta tot am mai donat. Am mai fost tot. Nu văd, iată, unicul lucru care nu să-l respect din ceea ce mi-au indicat doamnele medici, surori medicale, ca să nu fiu două zile la lucru. Din păcate acest lucru nu pot să-l respect. Dar în rest, 2 litri de lichide nespirtoase voi consuma. Efort fizic astăzi nu voi face, cel puțin până în seară. La guvern voi fi și după aia voi fi în teritorie. Cum se pare această acțiune în jur? Este o acțiune foarte importantă, dincolo de rezultatul propriu-zis, este un semnal care trebuie să fie auzit și recepționat de către toți. Noi avem nevoie aici, la noi acasă, să fim solidari, unii cu alții. Să venim în ajutor pentru cei care au nevoie de ajutor, să fim, dacă doriți, să începem să fim mai buni.